Fătar și Gerard Butler de România, bună dimineața! Dimineața! Bine ai venit, te pup să rămână! Foarte bine arătați împreună! Da? Da, e o treabă! Mulțumim! Piesa? Simt o chimie, să nu te ascunzi de camere! Piesa, Dani! Eu m-am uitat la voi! Sunt nebunii pe Gerard Butler și... Da, cred! Foarte bună piesa, foarte bună piesa! Ce ar așa, eu o simt... O simt de ascultat la radio acum, înainte să înceapă vara, de adevărat. Este o piesă de radio și cred că beat-ul ar da foarte... E foarte complex pentru radio, sună foarte... Da, povestea voastră care e? Voi sunteți la aceeași casă de discuri? Suntem la aceeași casă de discuri. Așa, v-ați întâlnit pe hol? Ne-am întâlnit pe hol, da, și directorul casei de discuri, Red Clover, a zis, voi veți face o piesă împreună. Așa am zis, da. Cred că cineva a presupus că dăm foarte bine... Vocea noastră dă foarte bine împreună, da. să cântăm amândoi pe aceeași piesă, da. Mai ales că este, cred că este un stil caracteristic și Cristinei. Doamne, de când am așteptat să se întoarcă. Da, pe tine, Marius, când te-am auzit prima oară, am zis, băi, omul ăsta trebuie să cânte în franceză o piesă de dragoste, să plângă tata. Știi că o piesă în franceză? Trebuie neapărat. Trebuie o piesă în franceză. Mă gândeam la o japoneză, da. Fără japoneză am o rugăminte. E ascultător? Cum e, Marius? E... Se ține de treabă? E foarte serios și foarte muncitor și eu cred că a pornit bine. A pornit cu dreptul, da? Corect. A pornit bine, nu? Da. Foarte tare. Mulțumesc tare mult că ați venit pe la noi. Și noi vă mulțumim. Piesa ușor de găsit, bănuiesc că deja circulă pe internet. Da, este. Abia aștept să aud în topuri la radio. Mulțumim mult. Succes, mulțumesc tare mult. O viață frumoasă. Între